Nu scaunul ăsta! Salut, șacalilor! Ce faceți? Nici nu-mi vine să încep clipul când văd imaginea asta aici, da? Dar dacă țipești prost. Normal, voiam să filmez clipul ăsta seara, dar am zis că eu sunt foarte slab de inimă și nu pot. Așa că o să-l filmez ziua. Mi-am tras astea să intri soare la mine. Lumină, știi? Înțelegi că eu nu pot. Bă, nu-mi plac urtănile astea, fantomi. Nu-mi plac fantomii, înțelegi? Pune-mă cu șerp, cu panjă, țin așa, nu-mi este frică. Dar cu fantomii de astea, mai muțărel de astea, nu pot. O să nu mă arătesc pe ecran de câte ori am fost prost, că sigur o să fiu. Și vă rog să ziceți ce voi în comentarii, citeți fiecare comentariu, își dau inimă. Acum vă rog foarte frumos să vă abonați. Durează 2 secunde și încercăm să facem peste 1000 de abonați la acest videoclip. Și lăsați un like să facem peste 20.000 de like-uri, pentru că m-ați uimit în ultimul timp că am făcut 20.000 de like-uri. Wow, suntem cei mai tari youtuberi. Da, încerc să-l țin destul de tare. Hai să începem. Wow. Deci dacă mi-apare în față. Au! This scary video comes from. Eu fost ok, nu s-o pot. Hai să vedem. Oh shit. Ok. Deci eu o să stau, încerc să încep așa. Primul level e cu imagini. Imagini pot duce oarecum. Deci o să visez urât la noapte, vă dați seama. Haide bă, că imagini duc, dați-mi level 2. What the fuck? Au, lișit cum dau de aici. Nu mai vreau. Wow. Au. Hai să-mi trag pe amin. Gata, nu încerc să mă țin. Gata. Au, gata. Mulțumesc, SpongeBob. Te rog, stai cu mine aici. Nu, deci, au. Nu, stai, nu s-o pus. Nu, că-s barbat. Au! Shit! Da, hai odată! Și mi-a apare în față! Nu țip, îți barbat! O să-mi țăpin căști din cat că... Shit! Acum să... Wow, da, deci nu... M-am ținut 10 minute să... Eu credeam că mi-apare în fața, am zis, gata, ăsta e. Am căștile tare, ok? Asta este doar teatru pentru YouTube. Da, cum putea să crede că eu sunt așa de... Ca la videoclipul ăla cu testul de prostii, chiar crediți că i-am pus alea așa? Nu, frate, eu fac aici show pe YouTube. Nu-s așa în realitate. Ok, astea sunt tulburătoare imaginile. Bă, n-au sunet, vere. Deci am pulsul la 180. Bă, iar de la în care n-apare nimica. Ce se întâmplă ceva? Urătare! Aoleu! Bă, nu-mi plac, vere! Bine, hai, am să-l fac. Doamne ferește. Doamne ferește. Nu s-o pus. A, dar astea nu mă sperie. O să beau. Dă-i cu călcăi un cap. What the fuck, man? Holy shit. Bă, astea nu se pun, dar vorbesc eu mai tare. Deci toate fricile mele într-un clip. Hello, is anyone there? What the fuck? Please, someone answer. Yes! Nu, gata, sunt bărbat, am zis, nu mai simt. So, where are you taking us anyway? If we tell you, we'll have to kill you. Don't ask, don't tell. Holy shit. Deci gata, nu mă mai. Deci gata, aici
Maica Domnului și cu Iisus Hristos mă protejează. Și oricum să știi că atât timp cât îl ai pe Iisus Hristos lângă tine și pe Maica Domnului, nimeni nu te poate atinge, ok? Gata, sunt aici, în caz de... O pun să uite. De fapt, o să o țin în mână. O să o țin în mână. Holy. Doamne, te rog, apără-mă. Doamne! Mamă, deci ce nu-mi plac astea cu casetă veche așa? Cine e aia? Bă, cine e aia? Nu, deci se întâmplă acum. Jesse! Oh my god! Holy fuck! Holy shit! This is wrong, Jesse! What the fuck, man? Bă, unde e mama aia? Se transformă în demon, piei! Shit. Nu, îmi apare monstru. Mi apare monstru. I can't see anything. Mamaiță, du-te de acolo, fugi! Mamaiță! Aoleu. Santa Madre de Hristos. Just stay back, alright? Just stay right. Bă, astea-s făcătorii, da? E pe perete! Jur, e pe perete! Stă! Ah! Shit, ce Dumnezeu, mai sfântă nostra, damus del nostres, del duedas, del mostra, pater nostras quaes in celi, santa quinterus nomen tum, adveriam rentum tum, fiat voluntas tua secute quella terra, panem nostrum de quotidiano, de nobis hodi. Bă, pauză leacă, deci am transpirat, să vedeam, am pornit aceu. Bă, vă place cum am tâns, sincer, să luăm o pauză, asta ceva nu există, da? Seară dorm cu lampa aprins, mă interesează, cu lumina aprins, să-mi vină curentul 5 milioane direct, de seară dorm cu becul aprins, mă interesează. Toată casa, pe hol, mă duc la hol să pună pe paznicul la hol, acolo să-mi pună lumină pe casa asta, nu mă interesează. Deci vă zic două chestii, prima dată, de unde a pornit asta cu frica mea și doi, o experiență ciudată. Eram mic, aveam vreo 12-13 ani, da, mă jucam pe calculator și atunci, pe Skype, un prieten mi-a dat, bă, apasă-și tu pe linkul ăsta, stiuzi la clipul ăsta. Bă, frate, bă, am dat click pe link, trească familia mea, nu știu ce mi-a, virus, nu știu ce a fost. Bă, pe tot calculatorul maxim, imagini full. Deci mi s-a închis tot așa. Mi s-a dat căștile la maxim de dată ieri. Bă, o țipat o chestie atât de tare. Bă, era să fac atac de cord. Am zis că mor și altceva ne-am zis, dar n-am zis că și mor acolo. Acolo îmi chideam ochii. Bă, deci nu așa de tare, n-am mai putut. Deci a rămas așa, pare. Deci am făcut așa pe cuvânt. Mi-am dat căștile, așa m-am dus la mama, am dus în bucătăria. Mama, vin, o să închis tu, bă, n-am mai putut să intru în dormitor. Pe cuvântul meu de om, dacă eu mint cu ceva. Bă, stăteam acolo cum ar veni. Deci așa stăteam. Mamă, închide tu, mamă, că nu mai pot, închide tu. O dată sperietură de la ala de n-am mai putut și o dată de la mama, că era să zică, da, de ce intri pe asta, de ce nu închide? Deci se transforma și mama ușor într-o de-aia, într-o arătătură de-aia, într-un monstru de la, într-o Diani, se transforma și mama, așa că nu. A doua chestie, prin clasa a noua, am fost la un film, la cinema cu niște prieteni, horror, am zis, bă, eu nu merg la horror că mi-e frică, ba, da, hai. Bă, de erau fantome acolo, de-alea, de stăteau pe pereți așa, când deschidea atunci era fantoma. Când merg așa, îți dai seama că mă uitam în spate, așa eram singur, noaptea la 1 dimineața, că stăteam așa. Bă, mă uit deodată în stânga, la un parter. Trăiască familia mea. O, uite așa, dacă n-am zis că se mor, ia uite, de după geam, da? Ia uite. Deci uite așa era. Deci am văzut o femeie și când așa, o tras așa. Ce viteză am avut până acasă? Să vă zic când am bătut Usain Bolt la orice campionat și joc olimpic. Cum să mă vede, să mă întorc așa, să uite o babi la 1 dimineața. La 1 dimineața babile dorm, deci era... Clar, era o ratătură de asta, deci nu mai. De asta mi-este mie frică și mă pot uita și sunt prost, asta este. Bă, văd copii la 9 ani, uite la astea încep să râdă, bă. Mă pici pe el. Înălțimi și horror, nu veri, nu, sunt astea limele, nu pot, nu vreau, nu văd, nu, așa, închid ochii și zic, Doamne, atât am fost, atât mi-am făcut ce am avut eu de făcut pe pământ, gata, ia-mă. Ok. Holy fuck. Numele tatălui. No. Deci cu sunete de alea. Ce s-au auzit, mâncate-ți? Bă, lasă chitara aia în acolo. Lasă, trăiți ar familia ta chitara aia în dulap. Deci nu mai e niciun sunet, da? Fete, deci dacă nu mor acum... A, ok, atât au fost? Mamă, dar pe ăsta cred că-l știu. Bă, apare o retanii de-aia, îl știu pe ăsta. Dar nu țip că-l știu.
Aici! Uleu! Ui, Samai! Nu, și ăsta e cu fantomă de aia! Doamne, Cristos! Au! Santa Madre! Acum! Wow, îl știu! Băleu, când ajunge la final! Holy fuck! Shit! Shit! Aaa, te faci să te uiți, acum ți apare! Aha! Da, da, fii atent! Acum vine! Pecatore, salva-me, Gefa-mea Tureino! Salva-me, salva-me, Gaina Tureino! Oh, dar de ce nu me... Ah, păi trebuia să pun și asta aici frumos, Doamne, dar cum doam eu în fiecare video să fix acum am ascuns-o? Bă, a fost mâna la ăștia, bă, Doamne, ferește! Bă, haide, bă, fă răspunzi, bă! No, ăsta e prea tare! No, no, no! Încet ăsta, că e prea tare! Eu, urâtă! Eu! Eu, marș, mă! Știu că o să-mi apară ceva în față. Îl aștept venind. Îmi asum soarta. Am murit. Nu, nu scaunul ăsta. Veri că la asta am murit când eram copil. Nu scaunul ăsta. Mamă, Veri, dar ce așa de vreme a venit? Nu mai trească familia mea, Eugeanscherul, nu mă mai uit. Nu mai mă uit, am zis. Uite la de-astea, nu pot să mă uit. Uite, mi-a zburat crucea pe spate, Doamne ferește. Câine, marș! Câine, ori mă protejez, ori marș. Ce-a văzut? Ce replay? Holy shit! No! According to viewers, cu adevărat, the fuck? Bă, uite așa a fost și când am văzut eu baba aia! Marș, mă, dacă n-am zis că mă mor. Uite așa a fost și când am văzut eu baba aia. Bă, luați câinile ăla! Poate-i doar o... Bă, uite, nu pot astea, mă, fenomene paranormale de-astea. Să uite pe geam, nu? Bă! What the fuck? N-ai cum să mergi așa repede, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum, n-ai cum! Bă, de ce se întâmplă în cele mai urâte locuri din lume, mă, mâncați-a sufletul tău? E chestia la tele, unde stai, unde stai? Este chiar la destona, zozas! Se veia, pero nu se ve nada. Mă, nu că... Por qué se veia? Ce-ai pățit, nebuna? Upon getting closer, a face is seen at the window. It appears to stay in place without moving an inch, making this even more uncanny than it already is. Although some viewers have implied that this is a person, others believe that it's anything but. Taci, oricum, oricum, o iotă de engleză nu înțelegeam ce zicea, dacă nu mai pot. Se mai veri că mi-a murit și vocabular și tot. Băi, băi, veri, deci prefer odată să-mi... Doamne, bine, acum nu prefer... Shit, holy fuck, holy. Uitați, nu s-o speria niciodată. O să-i dau eu un follow pe Instagram. Acum o să aleg unul, îți dai seama din toți. Sau 2, 3, hai, că nu pot un, 1000 de oameni. Dar o să încerc 1, 2 sau 3 să-i dau follow pe Instagram. Dacă ar fi să aleg să-mi apară odată o de-aia în față, dar o uit așa, decât să-mi apară de câteva ori fenomenii de-astea strani în casă la mine. Deci dacă mie mi s-a întâmplat așa, uite așa. Mi-au luat covorul, că abia acum l-am cumpărat. Îmi iau covorul în blații. Unitatea și am plecat, nu mă interesează nimic. Și televizorul, îl car cumva în pul pe cap și am plecat. A, uite, predau chiria, plătesc eu chiria pe următoarele 12 luni, mutați-vă în locul meu, am plecat. Deci nu se poate, deci dacă mie mi-apare asta. Nu, și mai am încă o fază, deci mi-am amintit două faze, bă, două faze. Când stăteam noaptea, în sufragerie, aveam benz LED, aveam o bandă LED. Și de aia pe care puteai să o pornești numai cu telecomandă, deci mai cu telecomandă nu exista buton. E bandă de asta LED, da? Bă, și dormeam veri. Dormeam. Și pe la 2-3 dimineața, nu știam, credeam că o bătut soarele. Bă, era un roșu așa, zic, bă, ce-i lumina asta? Bă, veri, când deschid ochii, toată casa roșie, deci venea lumina din sufragerie roșie în dormitor. Am zis, Doamne, acum mă iei, acum mă iei. Îți dai seama, veri, păi ce mă, te trezești din somn, vezi că e lumina roșie aprins în casă, pe aia pe care o poți să o prins doar din telecomandă. Și am zis, bă, am zis, ce pot să fac? Am stat la etajul 2, crăp dacă sar, mă duc, mă duc. Cum m-a ridicat din pat așa, cu ce m-am dus așa în gardă și am zis, bă, veri, dacă e să fii unul, îl
Îi dau și eu, asta e, oricum îți mor din prima, dar îi dau, măcar îi dau. S-a mai întâmplat tot odată așa cu lumină mov, eu care dormeam. Bă, dormeam, veri, cu lumina aia închisă, da? Mi-o da mama Salvi. Deci m-am dus cu Salvi de să așa și cu, zic, de-aia, de-aia, am dat foc și am dat prin casă ca să curăț spiritele pe cuvântul meu, dacă mie și m-am rugat să nu mai fii, veri. Și am mai pățit odată, tot așa, bă, dormeam. Bă, și la un moment dat, eu când făceam antrenamente, ascultam pe boxe muzică, da? Dar am închis calculatorul, am închis tot. Bă, dormeam și deodată aud niște sunete de-astea. Bă, zic, bă, veri, visez, bă, visez? Veri, tot așa mă duc, am zis, bă, ce o fi, o fi. Dar mă duc, veri, ce, bă, s-auzea tare, cânta cineva, cânta o melodie de-asta, de, urâtă, de draci, urâtă. Bă, veri, mă duc în sufragerie, direct calculatorul pornit, cu melodii de-asta dată pe boxe pusă, erau melodii de-asta, de... Bă, de-asta. Băi, deci, uite, mi se face pielea de găină. Eu astea am pățit cel mai straniu. Vă rog frumos să-mi spuneți dacă, și aia cu baba de la filmul horror, de pe stradă noaptea, vă rog frumos să-mi spuneți dacă ați pățit de astea. Nu știu dacă, pur și simplu, sunt la întâmplare, dar eu nu cred în astea. Eu cred în Iisus Hristos, în Dumnezeu și în Maica Domnului. Nu cred că există prostii de astea de fantome. Cred că sunt inventate de om. Iar scuze că am vorbit mai mult. A fost toată parte de horror așa. Sper să nu mai fac niciun clip de genul. Dacă vreți, vă rog frumos să-mi dați un follow pe Instagram, pentru că avem 399.000 și mai avem nevoie de 1000 de oameni să facem noi 400.000. Sunt influencerul care crește cel mai greu pe Instagram, veri? Nu știu de ce, dar măcar suntem uniți acolo și foarte activi. Așa că dacă vreți, linkuleți acolo pe Instagram după clip. Vă mulțumesc anticipat. Vă mulțumesc pentru tot suportul. Da, o să mai urmez reacții la lecții de viață, dar durează până vorbesc cu ProTV-ul, dar vă promit că o să mai apară. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Bă. Nu v-am pupat! Bă, bă.